Stai puțin, stai puțin. Nu curcați circulația. Da, da, da. Bine, să vei și poate mulțumesc frumos și cu asta, și cu geama, și tot nu poți, am și mai cine așa. Când ai și după aceea, mai dăm drumul la cealaltă. Ia din mai multe lucruri. Hai, hai, mai repejor, mamă. Mai repejor, mai repejor ce? Așa și aici la domnul. Cureți și după aceea lăsăm cu filmatul cu tot ce e. Să aveți și câteva puțină. Sigur, sigur. Mai micuță, știi? Am fost să lăsăm pe masă, să mai zic că e pus. Ca să vă faceți tot ce v-ați gândit cu pregătitul și după aceea zicem... Da? Așa. Aici s-a rezolvat probabil de mă bag. Aici nu mă bag, doamnele, să venim aici lângă lor. Așa, cu toții să fim la... Să rezolve și doamna ce și-a pus în plânt. Mulțumim că ați venit. Deci, scuzați puțin accident, că așa se întâmplă în ultima clipă, că o treabă, știți? Și trebuie să nu fie cum era. Și copilașii s-au venit de dimineață, mulțumim că nu... Ai mult de orăți? Uite-o rămânare aici. Dacă se poate și părintele să mă bag și eu aici, să vină și planta unde e. Acolo nu are treabă. Da? Dar cred că va trebui să, nu știu, putem așa să stăm? Așa să stăm? Da, e bine pentru toată lumea? Ioana, dacă aș veni să mă mine. Păi de asta cumva, ca să poată toată lumea să ce-i spunează. Și copilul. Da, mă, să stăm așa, așa, să venim și noi. Da. Gata. Ca să stau și lângă dumneavoastră. Hai din nou, veniți, veniți și mai bine, ca să putem. Hai, nu știu. Binecuvântată este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea Sfântă și vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cea ce prin adâncă de înțelepciune, cu mila de oameni toatele, liberii săi. Cia cifrele cunoșturilor de Dumnezeu. Bunule Scriptorule, odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău. Înspre Tine nădejdea și-a pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Tine zici și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le le nescunăscătoare de Dumnezeu nenuntită. Ceea ce ești credincioșilor, mântuire. Ferește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila Ta, rugăm în Ția Ludinii și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, poetul național Mihai Eminescu. Și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala de voi și cea fără de voia. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeul nostru sașii de sufletul unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatelor lui. De la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care-i călcat în moarte și pe deabă l-ai surpat și din viața limitale în sus, Doamne, odihnește! Sufletul adormitului robul Dumnezeu, poetul național Mihai Eminescu, un loc luminat, un loc verdeață, un loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinarea. Și iartă lui ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, tot ce a greșit în această viață, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, Dumnezeu să-l ierte. Că numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău, adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna dormitului robului tău și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristoase, sufletul adormitului robului tău, de nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără. Dărăciune dreptă, ascultăm noi Sfântă Evanghelie, pace tuturor, Sfântă Evanghelie la Ioan Citira. Dă-l-om aminte sa Domnul către cei care veniseră la dânsul, adevărul adevărat zic vouă, că și ne ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis, pe mine are viață veșnică. Și la judecată nu va veni și s-a mutat din moarte la viața, adevărul adevărat zic vouă, că-și vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia, că-și precum Tatăl are viață în sine însuși, așa a dat și Fiului să aibă viață întru sine. Și a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului, nu vă mirați de aceasta, că-și vine ceasul, când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre viere o să ne dai. Nu pot eu să fac de la mine nimic prin că aud și judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, voia Tatălui meu care va trimis pe milă. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Stăpâne mult îndurate, Doamne, este Hristos, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tău ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, după sfântă învierea Ta și a treia zi cu harul Tău, le dărui putere de a lega și dezlega păcatele oamenilor. Însus prea bunurile împărate, prin noi smeniții și slujitorii Tăi, iartă, Doamne, pe robul Tău, poetul național Mihai Eminescu, Dumnezeu să-l ierte. Binevește prea bunurile și mult îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din viața au plăcuție, trupul lui să se dea ferice de Tine, că binecuvântat și prea să le vitești în vece vecelor. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, robului Tău, poetul național Mihai Eminescu și vă lui Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire, vă lui Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire, fără din neamă, neam din veac în veacul lui Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Ierte Sfântul din anțele de noi și ne biruiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Veșnică pomenire, Dumnezeu să-L ierte și Dumnezeu să vă întărească și pe dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, Părinte, că ați fost alături de noi în această zi minunată. De fapt, ieri ar fi trebuit să sărbăm 166 de ani de la... obicei de acum înainte. Suntem deja, iată, la cea de-a treia ediție a Festivalului Național Călător prin Stele. Anul trecut am reușit să facem chiar festival internațional cu ajutorul fraților de peste Prut, că am avut musafiri deosebiți. Iată că voia poetului, cu binecuvântarea dumneavoastră și cu sprijinul acestor prieteni minunați, Asociația Expresia Ideii împreună cu, iată, toți cei de față și alți oameni de bine din Onești, am reușit să fim prezenți astăzi aici, deși cu o zi în întârziere, pentru că ieri au fost alte manifestări. Ne bucurăm că am reușit să aducem un omagiu poetului național și iată că și după atâția ani reușește să strângă împreună oameni de bine, oameni de suflet, oameni de cultură, și să dea în continuare un imbold, o motivație lucrurilor frumoase în țara noastră. Despre eveniment, toată lumea știe despre cei 166 de ani de la nașterea poetului, dar mai puțină lume știe că, iată, Oneștiul are această statuie minunată care este pe un loc fruntaș atât în Europa cât și în lumea întreagă și, iată, profitând și de acest mic râmpei de spirit, să zicem, emineștian, am reușit și noi oneștenii să punctăm puțin această activitate. Ce n-am face fără Ștefan cel Mare, care străjuiește, iată, în mod fericit intrarea cealaltă a Oneștiului printr-o statuie foarte, foarte bine reprezentată și fără poetul național Mihai Eminescu, care nu știu dacă întâmplător s-a făcut chestia asta, s-a gândit sau pur și simplu, da? Străjuiește această statuie, ieșirea cealaltă din orașul Onești, iată, două personalități deosebite ale neamului românesc, sunt puse de veghe, dacă am în vedere și crucea de pe perchiu, zicem că Oneștiul este bine străjuit, bine păstrat, bine apărat și poate ajutat în continuare de aceste sfinte, Ștefan cel Mare și Sfânt Eminescu, care a fost sfânt din punct de vedere literar, cultural și cine știe, poate mai târziu ce mai aflăm. Și crucea de la Perchiu, trei simboluri care ne țin pe noi oneșteni în continuare drept și cu spirit tânăr. Dacă dumneavoastră, părinte, vreți să mai spuneți ceva și invitații cei de față, pentru că trebuie totuși să marcăm un pic momentul și după simțirea fiecăruia, vă rugăm foarte, foarte mult. Eminescu trebuie să rămână în memoria noastră permanent, pentru că este omul cu care ne mândrim. Este omul care a trecut cel mai bine prin versurile sale granițele țării noastre. Este omul care ne ține pe noi românii uniți unul lângă celălalt. Este omul care niciodată n-a pierit din memoria noastră colectivă. De aceea, Eminescu este o mândrie pentru noi și pentru orașul nostru și pentru Moldova noastră și pentru toată țara noastră. Eminescu rămâne veșnic în amintirea noastră și trebuie sădit amintirea lui în inimile celor tineri, generațiile de mâine, care și ei trebuie să ducă pe mai departe standardul acesta de prețuire pentru cel care a fost poetul nostru național, Mihai Eminescu. Dumnezeu să vă întărească și să duceți pe mai departe gestul acesta frumos de a fi lângă statuia marelui Eminescu de ziua lui de naștere în fiecare an. Așa cât să ne ajute Dumnezeu cu pace și liniște și cu sănătate. Dumnezeu să vă întărească. Vă mulțumim din toată inima, părinte, din invitații de față, din domnii care, da, vă mulțumim din toată inima, părinte, să vă meargă bine astăzi tot ce faceți. Nu vă uităm, mai ținem legătura cu dumneavoastră. Domnul Cristea, domnul Lazar, doamna Părvăloi, domnul Iepure, vă rugăm frumos, domnul, da? Copiii pregătării. Și copiii, au și un moment, vă rugăm un cuvânt totuși din partea, un cuvânt oficial. Lăsăm copiii ca un înghețat de studiu. Da? Bun, lăsăm copiii așa atunci. Haideți atunci în fața aici, dragilor, puiilor, ca să... Haideți ca să poată să vă facă și o poză și fiecare. Hai, puiilor, pui mici, 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 copilașii. Pentru fiecare dintre noi, Eminescu reprezintă omul deplin al culturii române. Este cel care a reușit să strângă sevele ființei românești, gânditoare, rostitoare și simțitoare de frumos, și să le așeze într-un limbaj desăvârșit și în forme perfecte. Și consider eu că întotdeauna calea adevărată spre complexitatea dimensiunii spirituale a poetului rămâne însăși creația, așadar să lăsăm creația să se reînfiripe prin încercarea învățăceilor gimnaziști de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir de a interpreta, de a recita. Am ales noi câteva texte reprezentative, consider. O să începem cu Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Octavian, te rog. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, de Mihai Eminescu. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri, iastele nutresc, că rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie. Asta ce doresc. Vis de răzbunare negru ca mormântul, spada ta de sânge dușman fumegând, și deasupra idrei fluture cuvântul, visul tău de glorie falnic triumfând. Spună lumii large, steaguri tricoloare, spună ce-i poporul mare românesc, când s-aprinde sacru candida ai vâlvoare, dulce Românie. Asta ce doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vesei tainic surâzând, ce pe Marte în glorii sorbească, îl face când cu lampa zboară lumea luminând. El pus un vergin încă sub podoare, uste fericirea raiului ceresc, tu îl strânge în brațe, tu îi fă altare, dulce Românie. Asta ce doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopii stele, ca zele zori, viața în vecie, glorii, bucurie, arma cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, vală și mândrie, dulce Românie. Asta ți-o doresc. Haideți! Glos, de Mihai Eminescu. Vreme trece, vreme vine, Societatea-s vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te întreaburi să poate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe, cine ține toate minte și ar sta să le asculte. Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote de șarte, vreme trece, vreme vine. Nici înclinea ai limbă, rece acum până a gândirii, înspre clipa ce se schimbă, pentru masca fericirii. Ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate, pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipui. Și de plânge, de se ceartă, tu un colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Tot ce-a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și să coate. Căci acelorași mijloace se supun câte există și de mii de ani încoace lumea veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgite atâtea dese, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, doar întrece în tărăii de a-i fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că tavori arăși, între dânși să se plece, nu te prinde lor tovarăși, ce e val, ca valul trece. Cu un cântec de sirenă, lumea întinde luci în mreje, ca să schimbe actorii în scenă, te momește în vârteje. Tu pe alături trestecoară, nu băga nici chiar de seamă. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. De te ating, să feri lări, de hulesc, să taci din gură. Ce mai vrei cu tale sfatul, dacă știi al lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume, cine o trece? Ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece. Trei întreabă și s-o poate, ce e rău și ce e bine, toate-s vechi și nouă toate, vreme trece, vreme vine. Doar toamna glasă dea, frânzișului vește, pe când cu zgomot cad izvoarele într-una, alunece luna prin vârfuri lungi de brad. Pătrunze talanga al serii rece vânt, deasupra teiul sfânt se scuture creanga. Cum noi mai fi pribeag de atunci înainte, mortoienii cu drag aducerea minte. Lucefer, ce răsar din umbră de cetin, fiind un prieten, o să-mi zâmbească iar. Va geme de patim al mării aspucând, și eu voi fi pe pământ în singurătate. Te rog. Criticilor mei, de Mihai Eminescu. Multe flori sunt, dar puține rodul meu se poartă. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. E ușor să scriu versuri când nimic nu ai a spune. Înșirând, vin, goale, cine coada au să sună. Dar când inima-ți frământă, doruri vii și patii multe, și a lor glasuri, a ta minte, stă pe toate să le ascultă. Ca și flori, în poarta vieții, bat la porțile gândirii. Toate ceri intrare în lume, cer veșmintele vorbirii. Dar, pentru a tale proprii patii, pentru propria-ți viață, unde ai judecătorii, neîndurații ochi de gheață? Ah, atunci ți se pare că pe cap îți cade cerul. Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici voi cu flori de șerp, care roade n-ați adus. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus. Da, o să rog doar pe Teodora, dar Teodora, te rog să spui prima parte a poeziei. Nu, vă rugăm frumos să ne înțelegeți, sunt mulți copilași deja au înghețat. Haideți să invităm la bibliotecă, unde vom mai continua momentele. Vă mai și încălziți un pic între timp, că deja nu mai aveți voce, și dăm cuvântul domnului Corneliu Cristea, care este președintele Asociației Cultul Eroilor, și dumnealui a pregătit un moment foarte scurt pentru... Planeta se grăbește. Aveți grijă, aveți grijă. Pentru că suntem la un eveniment atât de important și într-un mediu didactic-pedagogic, se cuvine să facem referire la profesorul tuturor profesorilor care au fost și care vor fi, savantul Nicolae Iorga, cel care a cunoscut cel mai bine arhitectura sufletului românesc. Și despre Eminescu, Marele Iorga a spus: expresia integrală a neamului românesc. Emil Cioran a spus: în afară de Eminescu, totul este aproximativ. Și pentru că patronul cultural al orașului este George Călinescu, la sfârșitul lucrării sale Viața lui Mihai Eminescu, criticul, scriitorul, spunea: cel mai mare poet pe care l-ai ivit și îl va ivi vreodată, poate, pământul românesc, ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sebele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale. Vă mulțumesc! Dacă cineva consideră că mai are tot un cuvânt care se pretează la ceea ce este aici, dacă nu ne deplasăm la biblioteca culturală, unde va vorbi toate aceste constatări serioase, dacă se grăbește și am mine mi-au venit și invitațiile, nu sunt la Bulgaria. Las că mă duc eu dacă asta. Pe cine trimit? Mă duc eu la autogare. Dar nu știi, te duci tu că tu știi pe Vera, tu știi care-i treaba, da? Trebuie să mă la autogare? Da. Ca să-ți dau bani de un taxi. Glumit. Ține. Cu singur mergi. Bine. Victor. Așa, unde e? Cine mai doamna, am să spun eu chiar așa un titulaț de dimineață și cred că se impune. Nu o să vorbesc mult, o să vorbesc foarte puțin, pentru că sunt alți oameni aici care au lucruri mult mai importante de spus decât mine. Este foarte important să ne aflăm alături de dumneavoastră și de acești oameni la organizarea acestui eveniment. Este foarte important că se încearcă încă în Onești observarea lui Mihai Eminescu. Important este că încercăm să-l aducem pe Mihai Eminescu în sufletele noastre, în sufletele copiilor noștri și să încercăm să transmitem ceea ce el, prin poezia și prin proza scrisă, a făcut-o an de-a rândul. Important este ca mesajul lui să dăinuie peste ani în sufletele noastre, să ținem cont de faptul că suntem români în continuare, să știm că Mihai Eminescu, prin versurile lui, a dorit ca românii să-și iubească țara și ca românii să nu uite niciodată că lucrul cel mai important pe lumea asta este să-ți iubești țara și să-ți iubești aproapele. Și cred că acesta este lucru care trebuie să ne unească pe toți și să ne facă să avem idealuri mari, idealuri comune. Mulțumesc și eu doamnei Bendu pentru că a fost foarte drăguță și ne-a solicitat să o sprijinim în organizarea acestui eveniment. Îi mulțumesc și colegului meu, Constantin Lazar, care a fost deschis acestei pentru susținerea acestei acțiuni și celorlalți colegi care sunt prezenți în sală, Ciprian Zarzu, care iarăși ne-a susținut cu tot ce a putut pentru organizarea acestui eveniment. Mai avem încă un coleg de la Bacau care astăzi o să facă o prezentare de carte, este vorba de colegul nostru de la PNL, Sorina Ilenei, care o să prezinte astăzi o carte frumoasă și o să o aducă la cunoștință și oneștenilor. A lansat-o la Bacau la finele anului trecut și acum face prezentarea și la Onești. Sperăm să fie un moment frumos care să ne aducă aminte tuturor de ceea ce a fost Mihai Eminescu, de tot ceea ce înseamnă cultură și fiecare dintre noi cred că are sete de cultură. Și sperăm să încheiem ziua frumos și să ne încărcăm sufletele cu lucruri frumoase și bune astăzi. Noi vă mulțumim că iată ne-ați dat un pic și din timpul prețios și din...